Binecuvântat să fie Domnul dimineața aceasta. Cu adevărat, toți avem nevoie de Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui și pentru dimineața aceasta. S-a citit un psalm al lui David și în ultima parte, în ultimul verset, spune cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt sărac și lipsit. Și mă gândeam la David. Dar ce se referă? Oare nu era David împărat? Oare n-avea David de toate? Dar la ce se referă că el era sărac și lipsit? El era sărac și lipsit fără Domnul. Frați și surori, oricât ai avea pe pământ, dacă nu ai pe Dumnezeu, e în zadar, e zero. El a văzut lucrul ăsta și a spus, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule. Amin. Domnul dimineața aceasta să fie ajutorul tău. Domnul dimineața aceasta să fie păzitorul casei tale. Să fii, să fie Domnul. Dacă te vei vedea un om sărac, un om lipsit, Domnul e gata să lucreze în casa ta. Binecuvântat să fie Domnul. Și acum îmi pun și o întrebare. Om, oare eu sunt sărac? Și am zis, mă, sunt sărac. Știi unde? În pocăință. Am văzut un caz cu un om care s-a născut sănătos. Și în tinerețea lui a suferit de o boală la coloană. Și a ajuns atât de deformat, frate și surori, încât era cu capul între picioarele, nu mai putea să vadă. Capul i-a ajuns la genunchi, era atât de coboșat, nu mai putea. Știi ce face asta pe un om? Și omul ăsta nu mai putea să vadă, nu mai putea să mănânce, era ajutat. Dar numai că s-a găsit niște medici foarte buni din China, care să-i facă operație. Și omul ăsta, după atâția ani, după 20 de ani, a putut să-i facă coloana din nou și omul să stea drept. Știți care a fost bucuria lui? Două lucruri a dorit. Prima dată să vadă ce. Auzi, spun o întrebare. Când a fost ultima oară când te-ai bucurat de ce? Știi ce se bucură firea asta noi? De construcții, de mașini, de partea financiară. Dar nu mai se bucură de cire. Nu mai se bucură de mântuire. Am devenit sărat spiritual. Dumnezeu să ne iei. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și omul ăsta când s-a vindecat, a zis, vreau să văd cerul și vreau să mănânc uitându-mă la cer. Ce dorință a în inima mea? Domnul să aibă milă de noi. Mă gândesc la un cuplu minunat, Petru și Ioan. Altă dată îi găseam la pește, dar a venit Duhul Sfânt peste ei. Doamne, mai contează cu Duhul Sfânt. Și acum frații ăștia s-au pocăit. Și când te pocăiești, ce faci prima dată? Vii la adunare. Să vii să fie Domnul. Și s-au dus și ei la adunare. Și la ora 9 dimineața era un templu. Numai că acolo spune că în fiecare zi era un o loc din naștere dus. Dar pun întrebare bisericii, nu în fiecare zi trecea pe acolo Petru și Ioan? Nu era acolo o loc? Dar de ce s-a întâmplat ca în ziua respectivă să se uite Petru și Ioan la el? Și de ce? Că Dumnezeu are ultimul cuvânt pentru fiecare parte. Te întreb, mă, cum va mai ține boala în casa mea? Să știi că va veni o zi când Dumnezeu te va vindeca. Mă, cât va mai ține situația mea financiară? Până când voi fi blocat cu actele? Până când voi fi blocat în partea aceasta? Auzi, va veni o zi când Dumnezeu te va ajuta să propășești. Mă, dar cât mai am de gând să stau cu copilul meu? Oare cât va mai dura ca copilul meu să fie mântuit? Până într-o zi. Când Domnul se va opri în cortul tău. Lăudați să fie Domnul. Important e să fii la templu. Important e să fii în casa Domnului. A venit Petru și Ioan și cuvântul lui Dumnezeu zice ce spune atât de frumos. Haideți să dau citire. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo era un om în loc din naștere, care era dus și pus în toate zile la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acela când a văzut pe Petru și pe Ioan că voia să intre în templu, de ce nu milostenie? Petru și Ioan au vrut să treacă pe lângă el, dar numai că el a făcut un gest și a zis, dacă aveți ceva să-mi dau și mie. Auzi, dacă stai cu gura închisă în adunare, nu primești. Dacă în adunare ai venit și stai pe telefon, Dumnezeu nu stă. Dacă vin adunare și te rogi, dacă vin adunare și deschizi gura,
Dacă vin adunare și cer de la Dumnezeu, el e gata să dea. Binecuvântat să fie Domnul. Le-a cerut milostenie și auzit ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și așteptau să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Scoală-te și umblă. Binecuvântat să fie Domnul. Auziți? Nu e tragic. Nu e dureros că poți să vii cu buzunarul gol la mare. E dureros și tragic când vii cu inima gol. Se întâmplă să vii fără bani. Nu e nimic. E mai greu când vii cu inima gol. E mai greu când vii fără Dumnezeu. Asta e tragedia. E dureros. Pentru și oameni nu au avut bani. Dar au avut ceva. Au avut Duhul Sfânt. Și s-au uitat la omul acesta și le-a spus așa. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și unul. L-au apucat în mâna dreaptă, l-au ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glezele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat pe ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Cum poate nu să fim toți de aici, rugi, fizic, dar eu mă văd o rog spiritual. Mă văd că și căpătesc pe care. Mă văd că nu mai umblă la înainte. Nu mai dau pe Dumnezeu care ai. Ce faci? Rămâne aici. N-ai vrea ca Dumnezeu din viața aceasta să le vindece pe toți? N-ai vrea să mai ai în tine râvnea aia care o vii altă dată? Mă gândesc că mă băteam cu mama mea când mai prindeam cu un om, când mai prindeam cu taxiul sau pe unde. Cine să evanghelizeze, cine să spună primul de Domnul Iisus Hristos? S-a dus în frate. Și cum ai putut să spună așa la toți? Mă văd un loc. Lumea aceasta ne-a luat bucuria Mântuirii. Lumea aceasta ne-a sărăcit ca și sunuri. Lumea aceasta ne-a făcut să fie ca și David, să sărac și lipsit. Dar în dimineața aceasta, dacă te vei recunoaște și vei dori lucrul ăsta și vei spune, Doamne, am și eu pe tapul care, dar vreau să alerg. Vreau să umblu. Vreau să am râvnă de altă. Vreau să fiu bogat în tine. Să știi că Dumnezeu va face lucrul. Dacă vrei să lucrezi cât e zi, adică cât mai e în viață, să știi că Domnul te ajută. Să știi că va veni noapte. Vom pleca din lumea aceasta. Și nu mai putem să luăm. Vor rămâne toate de noi aici. Tot ce am făcut, tot ce am strâns, vor rămâne toate de noi. Știți ce contează înaintea lui Dumnezeu? Spune și în Proverbe. Un om de bucur, pacea unde când nu te bucuriți. Haideți să ridicăm în picioare. S-a trimis un bilețel. Vă rog să vă rugați și pentru Nicu. Este grav bolnav. Să lucreze Dumnezeu pentru mântuirea și să îi facem și mântuirea. Ce a trimis? Domnul Iisus Hristos să-ți atingă de omul acesta. Să-l mântuiască și să-l vindece. Haideți să amintim și cauzele care sunt în adunare. Dacă sunt cauze grele, de boală, printr-o ridicare de mână, cine are o cauză, să ridice o mână înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i aminte. Frați și surori, Domnul e prezent în adunare. Și când e Domnul prezent, vine cu tatăl. M-am uitat peste tot. Ca cu familie. Tatăl. Când vine acasă de la locul de muncă și dacă copilul cere să-i aducă ceva, el vine, nu vine cu mâna goală. În dimineața aceasta, noi rugăm pe Tatăl nostru să se coboare la adunare. Și rugăm să nu vină cu mâna goală. Și nu vine. Are darul la el, are pregătit sticluța cu de lemn pentru cei bolnavi, bucuria pentru cei tristați, eliberarea pentru cei apăsați. Dar să faci un lucru dimineața aceasta, pentru că e cauza ta. Spune acolo, Doamne, vreau să fiu vindecat. Spiritual. Vreau să am râdnă. Vreau să fiu un om care să alerg pe calea ta. Și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Venim înaintea Sfințenii tale, Doamne. Cu adevărat, bunătatea ta e mare. Psalmul 139. Doamne, tu mă cercetezi.
privești de aproape și mă cunoști. Tu știi când stau jos și când mă scolt și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci tu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Tu, Doamne, îl și cunoști de totul. Tu mă încărjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâinile peste mine. O știință așa de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Dacă unde mă voi duce de partea de Duhul tău și unde voi fugi de partea de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea pământului, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea se lungește ca ziua și întunericul ca lumina. Dar tu mi-ai întocmit rinichii și m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sau lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Amin. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului în dimineața aceasta spune în Proverbe: ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este venită o veste bună dintr-o țară depărtată, am dat să fie Domnului. Așa am primit în dimineața aceasta acest cuvânt și aș vrea să vă aduc în numele Domnului Iisus, parcă ca niciodată, salutul fraților de acolo, din Tulus. Poate pentru unii dintre voi vi se pare ceva ușor, dar dacă voi aveți în fiecare marți rugăciuni, joi, duminică dimineață, duminică seara, patru programe, frați minunați care predică Evanghelia așa de frumos, așa de bine și se luptă să aducă hrană pentru sufletele voastre. Aveți atâția cântăreți, aveți orchestră minunată și poate pentru voi spuneți că e ceva ușor, dar imaginează-ți să stai 20 de ani într-o țară la 3000 de kilometri și să simți nevoia de frați, de părtășie și mai mult ca niciodată, parcă pentru prima dată după 20 de ani vreau să spun că îmi pare rău că am plecat de data aceasta de acasă din Franța. E un moment binecuvântat când frații ne vizitează și a fost fratele Gajor, a fost fratele Ioan, copiii lui sora Olimpia și am avut așa nopți de părtășie și am zis: Doamne, ce minunat e că ne bucurăm ca în vremurile la începutul pocăinței noastre. Și fratele Mirel și fratele Crist. Și cu ocazia aceasta lansez o invitație. Cine vrea să ne viziteze, putem să încasăm, avem unde, slavă Domnului, să ne bucurăm împreună cu voi și o așteptăm și o spun cu cea mai mare seriozitate și cu deschidere de inimă pentru voi toți. Slăvit să fie Domnul! Știți că vorbirea mea nu este așa de lungă, întotdeauna caut să mă limitez și să fiu în legătură cu poporul. Este cel mai groaznic lucru să vorbești de la amvon și poporul Domnului să nu te asculte. Frați și surorile mele, în numele Domnului Iisus Hristos, de fiecare dată când numai lui Dumnezeu vine și vorbește, fie de acolo, fie de aici, să fim împreună cu El. Cea mai mare răsplată o au cei din bancă care se roagă. Slăvit să fie Domnul dimineața aceasta, care e prezent și întotdeauna când vin la adunare, povestesc ceea ce simt și ceea ce Domnul îmi dă să simt. Știți ce am simțit în dimineața aceasta? Am venit în adunare și simțeam adunarea ca un avion. Ca acela care a zburat cu el în Israel. Slăvit să fie Domnul. Adunarea s-a ridicat dincolo de noi. Nu mai era vânt, nu mai era furtună. Era pusă pe pilot automat. Și biserica mergea și am zis: Doamne, ești aici. Și am zis: Doamne, ești în adunare, slăvit să fie Domnul. Și am asemănat viața noastră cu lucrurile din jurul nostru. Cu furtunile, bolile, neajunsurile și lucrurile care vin și lovesc în viața noastră. În dimineața aceasta Duhul Sfânt îți spune: ridică-te de acolo de noi. Și cum poți să faci decât prin rugăciune? Să chem pe Domnul și să fii deasupra norilor și să știi că pilotul automat este Domnul Iisus. Pentru viața ta, pentru familia ta, pentru căminul tău, lăudat să fie Domnul. Era un moment în viața ucenicilor după învierea Domnului. Așa am primit câteva gânduri să vi le mărturisesc din toată inima mea în dimineața aceasta. Era momentul când Domnul iese și se arătase de câteva ori ucenicilor. La un moment dat, Petru spune: mă duc să vedești. Mergem și noi cu ei. Și au plecat pe mare să prinde pește și n-au prins nimic. Pe mare era cineva care a așteptat cu jărate, cu cărbuna și i-a întrebat: copii, aveți ceva de mâncare? Nu. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Au aruncat-o și au prins-o așa în mulțime mare de pește. Și Domnul m-a luat din pește, pus pe jăratic și mi-a dat și pâine și pește. În dimineața aceasta, cuvântul Domnului, pâine și pește, să fie pentru fiecare suflet. Să putem să ne hrănim, să putem să ajungem acolo,
animalul doric, lăudat să fie numele Domnului. Și vreau să ultimul gând să-l limitez. Eu sunt sărac și simt să citit, am înțeles, la timpul de rugăciune, dar am fost prima parte și a doua parte al versetului spune, eu sunt sărac și lipsit și a doua parte spune, dar Domnul se gândește la mine. Dacă ești în adunare, cu siguranță Domnul se gândește la tine. Și aș vrea să te motivezi și să te asiguri că Domnul ascultă rugăciunea. Psalmul 65 spune, Doamne, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine, măriți să fie Domnul. Și am să închei 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 12. Siguranță în dimineața aceasta că Domnul ascultă rugăciunea. După ce Solomon și-a întins mâinile și s-a rugat, după ce a isprăvit să templul lui Dumnezeu, a zis și-a încheiat rugăciunea și Domnul spune, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept, casa unde va trebui să mi se aducă șef. Când voi închide cer și nu va mai fi ploaie, voi porunci lăpustelor să mănânce țara. Când voi trimite ciuma în poporul meu și auziți ce trebuie să facem noi. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui greu, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara, slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Amin. Slăviți să fie Domnul. Domnul să ne ajute să ne punem încrederea în El. Și noi să dorim aceasta. Amin. În Luca 14 și citim așa cum stăm, așezați. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntași și fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl plângeau la rău și înaintea lui era un om bolnav de dor. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Domnul le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-a putut să răspunde nimic la aceste vorbe. Păi când a văzut pe cei poftiți, că cei poftiți la masă, alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi. Că nu cumva, printre cei poftiți de el, să fie unul mai din vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine, pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se va înălța, va fi smerit. Și cine se smerește va fi înălțat. Amin. Cuvântul Domnului continuă, dar nu o să mai citesc, doar o să spun despre lucrul acesta în versetul 12 până la 24, continuă Domnul cu întâlnirea aceasta a fariseilor la un fariseu fruntaș. Fariseul acesta fruntaș era cu vază și dăduse o masă cu gândul să-l pândească pe Domnul. Fariseul pusese să dea o masă. Dă-și tu o masă. Ca să mai prinde pe învățătorul cu ceva. Cu un scop l-au chemat. Este ciudat. Adică să chem pe cineva cu un scop bine determinat, rău, cu gând rău, să-l faci rău și să faci în felul acesta o masă. Eu cred că fiecare din noi face mese de dragoste în numele Domnului. Amin. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Și spune că fariseii îl pândeau de aproape. Cu aceasta se ocupau. Să-l pândească, să vadă
ce poate să facă el. Și înaintea lui era un om bolnav de drobică. Acest om era plin de apă. Mi se spune în termen medical hidropistie. Deci, el acumula în țesuturile lui apă multă. Și acum ați văzut, sunt oameni care acumulează apă în ei. Fie de la nimic, nu mai filtrează cum trebuie și trebuie să-i se facă dializă. Am văzut asta la tata Sandu, când înainte să-i facă dializă, acumula multă apă și când îi spunea așa mâna pe corpul lui, rămânea umed, era umflat. Și mulți alți frații au făcut lucrul acesta și erau umflați de la apă. Și probabil alții și de la ficat se poate produce, când este ciroză, se poate să producă apă. Deci, omul acesta a venit în casă. Ciudat! Când erau mesele lor, venea câte unul din acesta. Ba bolnav de dropică, ba bolnav cu vederea, ba o păcătoasă, veneau și fariseii judeca. Și el spune aici, a venit înaintea lui, omul era bolnav, umflat, plin de apă. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului? Sau nu? El nu-i interesat de lucrul acesta, frate, și operea ziua sabatului, că nu știu ce zi era. El era plin de milă și de bunătate și vindeca în fiecare zi, mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune în Ioan 5:17. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. El lucrează în continuu. Și în ziua aceasta Domnul lucrează și este prezent în adunare. Mărit să fie numele Lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a vindecat și i-a dat drumul. Versetul 4. Domnul Iisus l-a vindecat și i-a dat drumul. O fi fost. Cum arăta omul acesta așa umflat, plin de greutate, de apa aceea, de bolile acelea care erau în vremea aceea? Și dintr-o dată s-a dezumflat și s-a vindecat. Mare este Dumnezeu. Care poate să facă minuni. Mi-amintesc de o soră care a povestit frații că avea o cumoare de 2-3 kg în pântecele ei. Și au luat o zi de post, toți frații. Și au stat în prezența Domnului. Și Domnul Iisus a atins de ea și a izbăvit-o chiar în ceasul acela. A dispărut cumoare. A devenit normal. Dacă astăzi sunt bolnavi care sunt bolnavi de rinichi și au probleme cu rinichi, Domnul să se atingă de ei. Dacă au probleme cu ciroza, osana, glorie Duhului Sfânt, Domnul este în adunare să vindece. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Și El să zică un cuvânt în dreptul fiecăruia. Dacă inima nu este bună și poate produce apă, Domnul să se atingă de inima fiecăruia. Să tămăduiască în ziua aceasta. Orice boală ai fi avut. Aleluia! Dacă sunt frați cu probleme la prostată, Domnul să se atingă de ei. Dacă sunt surori care au probleme femeie și sunt bolnave, Iisus Hristos să le vindece în ziua aceasta. Că cel are putere. Aleluia! Mărit să fie harul lui Dumnezeu. El vinde cu orice boală. Drobica. El o vindecă. Paralizia, El o vindecă. Cancerul, El vindecă. Orbii tămăduiește. Orice boală care ai în corpul tău, Iisus Hristos poate să tămăduiască. Crede-ne în ziua aceasta. Încrede-te în El. Aleluia! Vă amintiți ce a zis fratele Victora și pe sora Iluș, care avea o tumoare pe cap, în afară. Și spunea baticul să nu vadă nimeni. Și Duhul Sfânt i-a zis: iată cât m-am atins de tine și te-am vindecat. Prin fratele
De la Fodor, la Florin. Este greu să prorocești în felul acesta. Trebuie să se împlinească, dacă este după voia Domnului. Când a ajuns acasă și a dat jos patii, nu mai era. Dispăruse. Prin credință, Domnul face minunea și scoală. Lăudat să fie numele Lui! El să facă minunții în ziua aceasta și să aducă vindecare. Mărit să fie Domnul! Pe urmă le-a zis, pe judecat, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Cine? N-a putut să răspunde nimeni nimic la vorbele acestea, că așa era. Erau înverșunați, dar tăceau. Că Domnul le spunea pe față tot ce este în inima lor. Și lucrurile care le făceau erau fățarnici. Pentru că dacă se întâmpla să cadă copilul în fântână sau bol, îl scoteau în ziua sabatului. Dar pentru alții îi judecau. N-a făcut bine. Păi ce face aici, în ziua sabatului? Cu motivul de răsturnare, de răutate. Ca să nu-L vadă pe Iisus Hristos făcând minuni. Domnul să ne dea putere în ziua aceasta să ne păzim de ipocrizii, de fățărnicii. Când e vorba de noi, să apărăm altfel copiii noștri, familiile noastre. Când e vorba de altcineva să judecăm, n-a făcut bine. Și îi spune Domnul Iisus, fățărnicilor, înghițiți cămila când este vorba de voi, adică gura vi se lărgește și puteți să înghițiți o cămilă. Dar când e vorba de altcineva, strecurați în țară. Știți ce înseamnă asta? Era un delem. Și intrau acolo impurități, nu? Și intrau și în țară. V-ați dus și la noi. Și strecurau. Strecurau cu strecurătoarea și opreau în țară să nu mai fie în ulei. Asta a zis Domnul Iisus. Se folosea de pildele și strecurau în țară pentru alții. Dar pentru ei vințeau cămila. Domnul să ne dea putere. Să fim corecți cu noi. De gândire la cineva, gândește-te la tine. Bă, dacă eram eu în locul lui, sau în locul ei. Bă, e suferință. Copilul lui, cu soția, cu problemele, cu boala care o are. Și în felul acesta, că vă dăm trecere înaintea lui Dumnezeu, măriți să fie harul lui Dumnezeu. O, Doamne! De aceea a venit Domnul Iisus pe Domnul frate și surorul. Să vestească adevărul. Ca cei care sunt nedreptățiți să aibă dreptate, să li se facă dreptate. Domnul să ne dea putere ca și noi să fim oameni din aceștia. Să umblăm în adevăr. Mărit să fie Domnul. Continuie acolo, în casa fariseilor, continuie lucrarea. Iată ce spune apoi când a văzut că cei poftiți la masă, deci veneau la masă în continuu, se așezau. Și îl vedea Domnul. Vedea la ei, se așezau și alergau la locurile din tâi. Deci, alergau la locul de unde aveau maxima onoare, să fie văzut bine onoare, fariseu, față, și vizibilitate, să aibă locul cel mai bun. Ai văzut că și noi câteodată căutăm așa, locurile cele mai bune, vizibilitate și onoare și... Și uitați ce spune Domnul Iisus aici. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi. Ca nu cumva printre ce poftiți de el să fie altul mai cu vasă decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestui. Atunci, cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine, mărire Domnului. E mai bine să fii avansat într-un loc mai sus, decât să cauți tu să-ți dobândești un loc cu puterea ta. Înțelegeți? Când îți cauți tu să dobândești un loc, vei gândea de rușine că vei fi pus mai în spate. Dar când te pui mai în spate, ești avansat. De oamenii aceia și te bucuri, ți se va face cinste. Domnul Iisus să ne dea putere. Așa spune aici în cuvântul Domnului. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat.
Domnul să ne dea putere să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Binecuvântat să fie Domnul. Are nevoie aceasta o pildă chiar pentru ei. Dincolo se întâlnește orbul și fariseii spun că noi nu suntem orbi. Păi dacă era să orb, vedească, spunea să nu vedeți. N-avea să vă cum era și orbul acesta. Dar voi spuneți că vedeți și sunteți orbi. Și aici, nu vi se pare că e ceva asemănător? Vine un bolnav cu tropică, unul care are apă mult în el și este umflat. Este umflat. Pe partea spirituală, nu se aseamănă foarte bine cu umflarea în inima mândriei. Și Domnul Iisus a vindecat și s-a desumflat omul acesta. Oare fariseii aceștia nu erau plini de mândrie, erau umflați de mândrie? Care să vină mai întâi la masă, care să fie vizibil, maximă vizibilitate și onoare? Și Domnul Iisus le arată lucrul acesta și vorbește prin pilda aceasta că trebuie fiecare să nu mai fim umflați în inimă de mândrie. Uitați ce spune în Osea, capitolul 13:6. Dar când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. De aceea m-au uitat. Frați și surori, aduceți-vă aminte că eram și sărat și mulți dintre noi înainte, pământește. Și eram în lipsuri. Eram în multe lipsuri. Și inima noastră era smerită. Îl căutam pe Domnul la fel. Dar poate că acum am dat de multe pășuni, mâncare și băutură și toate binecuvântările care mi le-a dat Domnul. S-au săturat spre și inima ni s-a umflat de mândrie. Nu cumva s-a umflat inima noastră de mândrie. Că avem de toate. Domnul să dea har în ziua aceasta să ne smerim. Amin. Deci se poate ca inima noastră să se umfle de mântrie și nu ne dăm seama din pricina că prea multă pășune și binecuvântare este în casă și Dumnezeu a turnat. Omul acesta avea drobică și era umflat cu apă. Dar poate că noi suntem umflați în inimă de mântrie. Domnul s-o desufle în ziua aceasta. Șarobe canalul sigur de scamana gară în fel și să aducă puterea Harului peste noi. Aduceți-vă aminte de Ezechia, bolnav cu moarte. Pune-ți casa la rodeare că vei muri și nu vei mai trăi. S-a pus cu fața la perete. Adu-ți aminte de mine, Doamne, ca un bat în credincioșii și un diavol. Domnul s-a oprit în dreptul. La trimis pe Isaia era afară, în curte. Du-te la el repede și spune că mi-a trebuit de fiul vieții cu 15 ani. O, ce mare Dumnezeu avem! De când de ori nu trebuia să mor, să mor. Și Iisus Hristos a îndurat de tine și de mine. Se va viață și te-a binecuvântat cu sănătate. Și omul când s-a văzut sănătos, s-a umflat de mândrie. Ezechia. A chemat pe Baladan, pe cei din Babilon, frații mei, veniți în pace. Și le-a deschis toate vistiriile casei lui Israel. S-a dus și a arătat tot aurul, toate camerele unde este astea de război, tot ce era secret al țării, le-a arătat tot, uitați-vă. Și a venit Isaia, mea, ce-ai făcut? Ce? Mi-a arătat tot. Și Domnul a zis că va veni peste el. Că dacă i-a arătat tot, Domnul a îngăduit ca să vină, i-a pus în minte să vină să ia tot de la ei. Că nu să se smerească omul, să nu arată nimic, să nu-și arată lucrurile astea. Domnul să ne dea o inimă smerită. Să nu ne arătăm lucrurile, că avem ceva. Nu s-a văzut sănătos la oameni. Oare
Nu cumva ți s-a îngânfat și ție inima sau mie, când ne vedem sănătoși, că iar suntem sănătoși, nu mai suntem pe patul de suferință. Știi că spuneai, Doamne, te mai vin ca mare în care s-a stăvesc tu. Să mai mă văd o dată sănătos, Doamne, să mai vin la adunare. Să mai ies puțin cu familia afară, să mai mă recreez. Îți aduci aminte? Și în ziua aceasta ți s-a îngânfat inima. O, Duhul Sfânt este în adunare. Să ne cerceteze, să ne elibereze de mândrie. Cel mai păcat mare este mândria înaintea lui Dumnezeu. Nu poate să o suporte. Pentru că mândria, ca și cum ai lua locul lui Dumnezeu, nu mai ești dependent de Dumnezeu, ești independent. Tu faci tot. Eu fac, eu sunt, eu. Și aceasta urăște Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ziua aceasta. Știți? Când ești în Duhul, te ridică deasupra și plutești deasupra problemelor. Când inima nu mai este îngânfată, plutești deasupra lucrurilor. Altfel vezi totul. Spunea fratele Marian că se simțea ca într-un avion. O, biserica Domnului este Duhul Sfânt în ea. Și într-o zi va răpi, aleluia, la cer. Mi-am gândit când m-am pocăit în anii aceia când era și fratele Cornel și fratele Sângul la Fântânele. Într-o seară, era așa de mare har și bucurii, fratele Sângul cântase și predicase, după aceea și Cornel. Frașii Sângul, așa am simțit, cum a spus fratele Mare, dintr-o dată, fără să vrei, nu trebuie să-ți faci impresie. Nu trebuie să-ți faci impresie, o fi acum mă simt în zbor. Nu, dintr-o dată, parcă a dispărut biserica de pe pământ și era un cosmos cu ea, așa, ce? Și simțea că nu timp cu biserică, cu tot. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Asta face prezența lui Dumnezeu. Aleluia! Fie ca noi să fim oameni duhovnicești, nu oameni firești, care dânjim după împărăția lui Dumnezeu, care suntem legați de cer, ci Dumnezeu să ne transforme inima, mărire Duhului Sfânt. Tot în casa fariseilor s-au ocupat și de farisei. Și a zis, în versetul 12, când Dariu Brânz i-a spus și lui, deci s-au ocupat de farisei care s-au ocupat de el cu un scop să-l prindă, s-au ocupat de cel bolnav să-l vindece, s-au ocupat acum și de omul acesta care îl invitați și spune, când Dariu Brânz s-a rușină, să nu-i chem pe prietenii tăi cu făcuse el, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe or și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți, măriți să fie Domn! S-au ocupat și de el. O, frate și frate, când e învățătorul în mijlocul bisericii, el spune adevărul. Când e Duhul Sfânt în mijlocul adunării, el vorbește adevărul. El cercetează, Doamne, cercetează inimile și Domnul să se atingă de noi. Haideți să învățăm de la Domnul. Ca să nu invităm doar pe prieteni, doar pe cei care ne dau și o masă. Ci să invităm și pe cei săraci, pe cei care n-au cu ce să ne răsplătească. Să le facem și noi un bine, căci vom fi răsplătiți în cer. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. Și la patrulea rând se ocupă și de cei care, uitați-vă, spune versetul 15, tot la masă stătea cu ei. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când au auzit aceste vorbe, le-a zis, ferice de acela care va prezi în împărăția lui Dumnezeu. Se bucura. Și eu zic astăzi, ferice de cei care vor prezi în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus atunci spune, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine a trimis pe robul său să spună celor pofiți, veniți, că ceată de toate sunt gata. Dar toți care fusese revorbiți, au început să se dezvinovățească. Cei din lui a zis, am cumpărat un omor, a trebuit să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă de rog. Un altul a zis, tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul,
a spus stăpânului său aceste lucruri. A dus stăpânul casei, s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și apăiești pe cei săraci, ciunci, ori și șchiop. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este rob. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumul și la gardul și pe cei ce vei găsi, stilește să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Fraților și surorile, deci este vorba că mulți sunt invitați la cina de sus, la împărăția Domnului și mulți se ocupă cu lucrurile pământești. Domnul strigă, merge pe uliță și cheamă. Dar mulți spune, eu trebuie să mă duc să încerc boie, eu m-am însurat, eu așa, eu așa. Haideți în ziua aceasta să lăsăm toate lucrurile firești deoparte și să dorim împărăția lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul să ne dea putere. Domnul ne cheamă la masa Lui, la împărăția cerească, unde este frumos și veșnic vom sta cu Domnul. Haideți să ne îndrăgostim de Cer. Haideți să ne bucurăm de împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze. Ne ridicăm la rugăciune. Dacă astăzi ești bolnav de trup, de vreo boală, strigă către Domnul. Dacă astăzi ești bolnav în sufletul tău și te-ai îngânfat, poate ai un duc de îngânfare, poate te-ai umflat de mândrie din pricina lucrurilor care le ai, toate vin de la Domnul. Încrede-te în Dumnezeu și sperește-te înaintea lui Dumnezeu. Dacă te-ai obișnuit să faci doar bine celor ce-ți fac și ei bine, caută asta să faci bine și celor ce nu pot și vei avea o răsplată în cer. Dacă te-ai obișnuit să alegi doar pentru pământul acesta, leagă-ți inima de Domnul. Căci într-o zi vom fi la masă cu El în cerul. Glorie Duhului Sfânt. Aici este prezența lui Dumnezeu. Aleluia! Duhul Sfânt este în adunare și plutește în adunare. Aleluia! Fie ca inima noastră să fie liberă, să ne lăsăm la cer cu inima noastră. Și harul lui Dumnezeu să rămână în viețile noastre. Aleluia! Măriți să fie Duhul Sfânt. Intrăm în rugăciune și după aceea mai fac un anunț, să nu plece nimeni. Îți mulțumim.